În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu s-ar fi lăsat ție de sus. Iubiți credincioși, iată-ne în praznicul înălțării Sfintei Cruci, în zi de vineri, adică exact așa cum a fost lăsat acest praznic în amintirea răstignirii Mântuitorului. Am vorbit de multe ori despre ziua aceasta a Sfintei Cruci și am arătat brațele crucii, am arătat dimensiunea verticală, am arătat puterea ca semn de identitate pentru creștini, dar astăzi m-am gândit să mă opresc puțin asupra unui înțeles asupra căruia nu m-am oprit niciodată. Și anume asupra crucii așezate orizontal, cu totul. E adevărat că are Sfânta Cruce două dimensiuni, una verticală și una orizontală. Cea verticală, v-am mai spus și altă dată, este unirea între cer și pământ, a lui Dumnezeu cu oamenii, și cea orizontală este îmbrățișarea lumii. Dar astăzi vreau să ne gândim puțin cum este crucea așezată direct pe o singură dimensiune, cea orizontală, adică pe pământ. Și m-am gândit că înseamnă ziua de astăzi, pe care noi, din păcate, nu o trăim. Ne amăgim în fel și chip și ori anticipăm necazul, care e nevoie să se întâmple pentru că și produce efectele, dacă îl anticipăm, ori trăim cu în așteptarea zilei de mâine, să spunem că o să ne bucurăm mâine după ce o să rezolvăm anumite lucruri, dar astăzi de cele mai multe ori ne scapă. Se spune că cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a lăsat omului este acela că dintr-o singură realitate a lăsat pentru fiecare în parte o altă percepție. Aceasta este ziua de astăzi. Ziua de astăzi, ne trezim de dimineață și vedem că în parcare sunt gunoaie, străzile nu sunt acoperite cu ce trebuie, e mizerie. Depinde de noi cum percepem aceste lucruri. Eu am în fiecare zi în portbagaj o sacoșă și dacă tot mi-am stricat ziua eu văzând mizeria din parcare, le încarc în sacoșa aceea cu bucuria că după mine, atunci când se vor trezi, cei din familia mea nu vor mai vedea acea priveliște. Și cu siguranță că plecând înaintea vecinilor de lângă mine, și aceștia vor avea o altă imagine. Și iată că dintr-o zi care putea să înceapă dând mărunt din buze, se percepe o zi luminoasă, o zi în care să ai conștiința că cineva după tine se va bucura altfel de ziua în curs față de ceea ce s-a întâmplat cu tine. Dar făcând acest lucru în fiecare dimineață, să știți că nu mai percepi ca o apăsare ceea ce găsești, ci te trezești dimineața să te întrebi ce ți-au mai dat de lucru frații în parcare, ce dacă ai sacoșa destul de mare cât să poți să faci curat, dacă ai la îndemână și o măturică să iei cojile de semințe și când constați, de exemplu, că îți ajunge sacoșa pe care o ai, deja bucuria este și mai mare. Uite că am reușit să fac dintr-o singură repriză curățenie în parcare. V-am lăsat un exemplu al zilei mele de astăzi. Dar zilele continuă în felul următor. Te uiți afară și în ziua de astăzi, în care tot mai așteptăm, ba să vedem cum va fi weekendul în care deja intrăm, te uiți, Doamne, dacă ne-ai dat o ploiecică, n-ar fi rău nici pentru agricultură, dar dacă mai sunt câțiva care mai au câteva bilete pe litoral, nici pentru ei n-ar fi bine, așa că știi tu cum este mai bine pentru toată lumea. Și rămâne ca atunci când constatăm că plouă sau e soare, rămâne să primim mesajul de bucurie.
Adică, ori dacă plouă, ori dacă e soare, trebuie să ne bucurăm. Dar nu așa, în mod tâmp, plouă sau nu plouă. Nu. Ci în momentul în care am văzut că este soare, zicem, Doamne, îți mulțumim că te-ai gândit la cei care au mai prins câteva locuri la litoral pentru toți. Mă bucur că cineva cu siguranță trăiește o mare satisfacție prin faptul că are o vreme frumoasă. Dacă ar fi însă o ploaie, din nou te uiți la cer și zici, Doamne, îți mulțumesc, mă lași și pe mine să mă odihnesc în weekendul ăsta. Și atât. Și atunci, vreau să vă atrag către sensul Sfintei Cruci și să înțelegeți că ziua de astăzi este cea mai importantă. Ține de noi. Realitatea este una singură. Plouă sau nu plouă. Dar dacă noi nu știm să aducem bucuria astăzi, poate că ne vom gândi, Doamne, dacă azi e soare, înseamnă că o să ai grijă de mine weekendul următor. Ai ratat bucuria de astăzi. Deja este o anticipare care s-ar putea să nu mai fie cazul să o trăim, s-ar putea să nu fim pregătiți să mulțumim lui Dumnezeu aducând de aminte că duminica trecută a fost pentru ceilalți și acum pentru noi. Pe de altă parte, dacă este o zi pentru noi, pentru sufletelul nostru, vom spune, da, weekendul următor cum a fi. Și atunci ne-am stricat ziua. De asta am vrut neapărat să așezăm sensul crucii pentru ziua de astăzi. Adică este sensul pe care noi trebuie să-l ochim, să trăim acum. Acum suntem bunici, acum unii suntem părinți, acum unii suntem studenți, acum unii ne pregătim pentru licență. Acum este taina bucuriei. Nu părintele să se gândească, aoleu, când se mai face asta mare, a început școala, cine mai face temele, nu mai fac față. Cine îl mai duce pe cutare la grădiniță, lasă că o să mă bucur eu când o să-l văd la casa mea. Am ratat 25 de ani și mai bine, așteptând să-ți vezi copilul la casa lui. Și n-ai făcut nimic. În momentul în care e la casa lui, lasă să-mi văd nepoții, lasă să văd nepoții la școală. Și am amânat. Această amânare este un mare păcat. Pentru că nimeni nu ne mai dă înapoi bucuria aceasta a constatării zilei de astăzi. Sfânta Cruce este lăsată pentru ziua de astăzi. M-am legat de acest subiect pentru că am simțit că, fiind zi de vineri, fiind zi de răstignirea Mântuitorului, mama tuturor zilelor de vineri din anul în curs, cu siguranță că accentul trebuie să fie făcut pentru ziua de astăzi. Iubiți credincioși, câți dintre noi putem să tragem linie și să spunem astăzi din ceea ce am început în ziua care este în desfășurare, ce mă poate bucura și ce nu? Vă spun că toate lucrurile care se întâmplă cu noi sunt pentru bucuria noastră. Să nu uităm că sensul creației este fericirea creaturii și preamărirea creatorului. Noi însă, așa cum am spus, ori amânăm, ori anticipăm, nu înțelegem că tot ceea ce credem noi sau percepem ca un eșec este pentru noi. Este o lecție pentru noi, este o posibilitate de a ne trezi. Imaginați-vă că în fiecare zi ne-am trezit cu aceeași bucurie. Ar deveni a nostru. Nu ar încăpea în noi o bucurie nouă. Și atunci ori am considerat că totul este firesc și încet, încet am intrat într-o rutină. Dar așa zisul eșec, adică plecarea, cum s-ar zice, cu stângul, este o mare șansă. Atunci când în formație învățam la educație fizică, apoi în armată, cum se reglează pasul după tobă, atunci când pierzi ritmul și era o bucurie să constați că ai reușit. Îți trebuia vreo 2-3 pași ai formației în care să intri tu din nou. Așa se întâmplă și cu viața.
Probabil că la un moment dat această rupere din ritm este ca în muzică o sincopă, o înlocuire a unui timp accentuat cu o pauză. Această sincopă însă ne dă o nouă ritmicitate. Și anume, ziua de astăzi este cea pe care nu contează cum am început-o sau cum au început-o alții, contează cum o începem noi. Dacă știm să ne adunăm gândurile, de exemplu, constatăm că a început școala și copilul nostru are pentru al cincilea an consecutiv al cincilea profesor de limba engleză care se schimbă. Hai de mine, ce o să facem noi cu copilul ăsta? Cum mai învață el? Nici o problemă. Poate că în sfârșit a venit un profesor de la care poate să învețe ceva bun. Poate că așa îl va face și pe el să fie o fire dinamică. De ce vedem numai partea rea a lucrurilor? Pentru că nu avem antrenamentul în a vedea ce înseamnă adevărata șansă. De cele mai multe ori, să știți că adevărata șansă este ambalată într-un eșec total. Din nou mă spovedesc ca cel care am început liceul de informatică și după clasa 10-a nu am luat treapta pentru că nu am scris absolut nimic la examen. Era în ochii neamului și al familiei mele tragedia cea mai mare, eșecul eșecului, care m-a adus la seminar și pentru mine a fost bucuria cea mai mare. Pentru că aici vreau să ajung, la seminar. Nu puteam să mai ajung dacă examenul acela ar fi fost o reușită. Și ce e eșec și ce e reușită? Este percepția asupra unei întâmplări din viața personală. Această percepție însă poate să fie tot timpul, dar vă spun, tot timpul una bună. Se face peste 3 zile, se împlinesc un an de zile de la un tratament pe care a trebuit să-l țin și am fost departe de biserică 3 luni de zile. Vă imaginați că în momentul în care am perceput că așa trebuie să se întâmple și acele 3 luni nu pot să fie sub nicio formă eliminate sau amânate, m-a înconjurat un soi de panică, de neputință, de supărare, de tulburare. Prima reacție a fost să dau vina pe ceva, pe mine în primul rând, dar apoi m-am gândit că este o lecție. Primii 10 ani de preoție n-am lipsit din bisericuța noastră nicio duminică și nicio sărbătoare. N-am plecat pe nicăieri. Apoi mi-a îngăduit Dumnezeu prin dragostea frățească pe care o am împreună cu părintele Alin să ne rânduim și încet, încet am înțeles că trebuie să slujim și în altă parte, într-un aer de vacanță. Mi-a rânduit Dumnezeu să slujesc în diaspora de câteva ori și m-am bucurat foarte mult să văd că, așa cum spuneau părinții noștri, există o tradiție foarte frumoasă a vorbelor românești, una dintre ele spune: plecând de acasă sau făcând 2 pași, înveți cât n-ai învățat până atunci. Și această plecare întotdeauna m-a învățat câte ceva. Ei bine, însă, în fața perspectivei ca 3 luni de zile să nu mai fiu pe la biserică, și nu numai la biserica aceasta, ci nicăieri, în această perspectivă m-am gândit că este o lecție. Și m-am întrebat dacă am fost conștient de fiecare dată când am slujit de marea șansă pe care o am să slujesc coerent, să slujesc în fiecare duminică și sărbătoare, să vă văd în fiecare duminică și sărbătoare. Și atunci mi-am dat seama că aceasta este lecția. Și mi-am propus ca de atunci, atunci când voi reveni la slujire, să nu uit cât de greu este să nu slujesc. Dar cum aș fi putut eu să îmi reglez lucrurile astfel încât să pricep această lecție fără să mi-o predea bunul Dumnezeu? Și mi-a predat-o Dumnezeu, bine mersi, acum suntem deja
în alte situații. În afară de asta, am încercat să-mi fac ordine și în programul de zi, am încercat să învăț și pe alții ce înseamnă odihna la timpul potrivit, ce înseamnă a dobândi o experiență, dar trebuie să fii cu cumpătare. Încerc încet, încet ca să devin o bucurie pentru cei care mă văd, să devin o bucurie pentru cei care au probleme și să spună, uite, un om care a avut probleme și el, și e în picioare. Și atunci, lecția pe care trebuie să o învățăm în fiecare zi este că astăzi este ziua bucuriei. Astăzi, probabil că cei mai cârcotași mă vor acuza că în ziua aceasta de înălțarea Sfintei Cruci vorbesc despre bucurie. Păi da, pentru că pentru asta vine bucuria. Crucea a adus bucuria. Crucea, să știți că niciodată nu trebuie să aducă în viața noastră tristețe. Crucea sau răscrucea la care ne aflăm trebuie să ne dea bucuria că în sfârșit Dumnezeu s-a îngrijit ca viața noastră să o ia într-o parte sau într-alta, sau chiar să se întoarcă, sau chiar să meargă în continuare, dar să vezi că există alternative la ceea ce știi tu să mergi înainte. Atunci când un eveniment din viața noastră, de sănătate sau de anturaj, de comunicare cu ceilalți se întâmplă, acest lucru trebuie să ne dea de gândit, trebuie să învățăm că este o lecție. Atunci când cineva este departe de noi, trebuie să ne gândim că sunt persoane care ne bucură prin prezență și altele care ne bucură prin absența lor. Învățăm niște lecții de la oameni care sunt lângă noi, dar și mai mult învățăm niște lecții de la oameni care nu sunt lângă noi. Și atunci, de ce să tot amânăm fericirea? De ce să nu înțelegem că înălțarea Sfintei Cruci este exact pentru a ne așeza bucuria zilei? Eu atunci când mă gândesc la Sfânta Cruce, mă gândesc și la viața noastră și parcă văd Sfânta Cruce așezată în mijlocul drumului. Umbra crucii depinde de momentul zilei în care ne aflăm. Dacă este mai de dimineață și noi mergem spre apus, cu siguranță că viața noastră va avea așa o desfășurare de umbra crucii, dar atunci trebuie să ne bucurăm că mergem după cruce. Mergem la nivelul la care crucea reprezintă pentru noi un drum, o cale, știm încotro să ne ducem. Dacă însă noi suntem deja la apus și mergem tot spre apus, umbra, bineînțeles că este în spate. Și atunci mesajul este că nu trebuie să ne uităm în spate. Știm ce a fost. Dacă este într-o parte sau într-alta, trebuie să înțelegem care este sensul în care trebuie să mergem și întotdeauna, din singura realitate a crucii, fiecare dintre noi avem percepția noastră. De ce să nu fie o percepție a bucuriei? De ce să considerăm că pericolul care este lângă noi trebuie să fie neapărat al nostru? A, să fim precauți, da, într-adevăr, să fim precauți. Mi-aduc aminte de cel care voia să-și angajeze un căruțaș, în vremurile în care s-a angajat un căruțaș, nu șofer de tir. A întrebat pe primul, că avea un casting omul, ce dacă ai o prăpastie, cam la ce distanță poți să treci cu roata căruții pe lângă prăpastia aceea? Și atunci s-a gândit ăsta, bine, mai e o întrebare capcană, cu siguranță, și-au făcut niște socoteli, probabil că știa ceva despre accelerația gravitațională, despre una, despre alta, forța centrifugă. Zice, la 10 centimetri. Bun. Dar nu și-a dat seama că după el mai erau niște candidați care au ascultat răspunsul. Și cel de-al doilea la această întrebare a zis, ia să-l tai pe fratele, la 5 centimetri. Și al treilea a fost sincer și a zis, față de orice pericol, voi sta cât mai departe. Cât? Cât mai departe. Ei, vedeți, a fi optimist și a începe o zi bună nu înseamnă să treci așa pe lângă prăpastie milimetric. Nu.
Dacă ai văzut obstacolul, treci în partea cealaltă. Dacă ai văzut că există un pericol, cu siguranță că lucrurile trebuie să fie luate în serios. Pentru că nu optimismul prin sine este ceva, ci optimismul ca încărcătură dinamică a omului reprezintă ceva. Și cel care stă cât mai departe de prăpastie este optimist și știe că va ajunge acasă cu bine. De ce să fac eu pe grozavul să spun că merg la un milimetru de prăpastie când pot, din alte cauze, necunoscând terasamentul, să cad în prăpastie? De ce? Așa ca să spun că eu sunt un optimist incurabil? Nu. Aceasta nu este o calitate. Calitatea este de a percepe lucrurile așa cum trebuie să le percepi. Să le percepi în felul în care știi că poți să depășești. De exemplu, dacă afli că la școală la care îți duci copilul se vor întâmpla ceva discuții între colegi sau între colegii de cancelarie ai profesorilor lui, dar ai posibilitatea să-l susții pe copil și să-l întărești, înseamnă că ceea ce ai auzit nu mai este relevant. Știi că ai posibilitatea de a încuraja pe copilul tău să urmeze aceeași școală și în aceeași clasă și astfel să începi să-l înveți ce înseamnă să nu fii fugar în viață. Am văzut foarte mulți oameni care fug de prima aflare a unei situații deosebit de grele. Și m-au întrebat, chiar fi duhovnicești, ce să fac în situația de... Zic, în primul rând, trebuie să pleci, trebuie să fugi. Pentru că dacă fugi, vei începe să devii un fugar și toată viața vei avea un reflex de a te uita peste umăr dacă te-a ajuns necazul. De ce să nu-l înfrunți? Dacă ți-e frică de întuneric, nu o să scapi niciodată altfel decât înfruntând întunericul. Dacă ți-e frică de șeful, cu cât amâi a fi sincer cu el și a-i spune ce te doare și cu ce te sperie, nu faci altceva decât să amâi și amânarea acumulează în răutate foarte mult. În momentul în care ai să dai o veste dură cuiva, trebuie să o faci cât mai repede cu putință, pentru că orice secundă de amânare îți va înrăutăți situația. Pentru că nu ne putem permite să acumulăm în noi lucruri care nu sunt de acumulat. De aceea, învățătura de astăzi a înălțării Sfintei Cruci nu este una pentru dogmatiști, nu este una pentru filozofie, ci este una pentru viața noastră. Să începem ca măcar de astăzi să dăm valoare zilei în care ne aflăm. Să nu mai amânăm fericirea, să nu mai credem că dacă vor trece zilele, lucrurile se vor îmbunătăți. Nu, pentru că nu de îmbunătățirea zilelor avem noi nevoie, ci de trăirea lor la nivel maxim. Ne rugăm lui Dumnezeu că în acest deosebit praznic al Înălțării Sfintei Cruci să ne țină pe linia zilei de astăzi, să nu mai amânăm nimic, pentru că a trăi acum înseamnă totul. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.